Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint colecția mea de oje de la Melchior. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Bun, acestea sunt ojele mele de la Melchior. O să trecem prin ele. Dacă sunt dubluri, o să pun dublura în pachetelul cu giveaway pe care vreau să le pregătesc atunci când ajungem la 5.000 de prieteni pe acest canal. Aceste oje de la Melchior, din punctul meu de vedere, în topul meu personal, se mențin pe locul 3. Pe primul loc se mențin cele de la Avon, pentru că sunt bune, sunt rezistente și au foarte multe culori. Pe locul 2 cele de la Oriflame. Cele de la Oriflame mi se par puțin mai groase și sar puțin mai repede decât cele de la Avon, dar vom vorbi despre ele când vom face clipul cu cele de la Oriflame. Și pe locul 3 sunt acestea de la Melchior. Se mențin destul de bine pe unghii, vă recomand să vă puneți și un top coat deasupra. Culorile sunt foarte frumoase, nu se merită să fie cumpărate la preț întreg, așteptați perioada de reducere și câteodată au ei, cred că de 200 de 3 ori pe an, niște prețuri extraordinar de bune, le găsiți pe cele mari la cantitate mare la 8-9 lei, pe cele mici la 4 lei, este perfect atunci mi le-am cumpărat și eu. Și haideți să începem că avem câteva aici. Vă voi spune și nuanțele și voi începe cu aceasta micuță și haideți să vedem și nuanța. Nuanța este, bineînțeles să le găsesc, sunt scrise de marble, scrie, și este un gri. Acestea sunt micuțe, au numai, imediat vă spun, 4,5 ml, dar sunt de ajuns dacă doriți să le încercați. Următoarea se numește Silver Dust și e un sclipici argintiu. La 4,5 ml. Un alt sclipici argintiu, dar ceva mai puternic, se numește Little Stone, cred, sau Stone. Deci este ceva mai puternic și mai drăguț. Un gri perlat holografic, cum zic ei, este acesta și se numește Hologramist. Se numește și uitați, este chiar așa arată și chiar că l-am și purtat destul, îmi place foarte mult, sunt foarte bune acestea. Tot un gri deschis este Ice Touch. Mie îmi plac acestea cu SIDEF pentru că acestea stau cel mai mult pe unghie. Trecem la o culoare mai drăguțică, din punctul meu de vedere, și aceasta se numește Teen Spirit, un verde foarte frumos. Un mov foarte frumos, Gravity, este aceasta. Roșu închis spre maro se numește Dangerous și aici scrie ok. Mai avem un gri care se numește Hologramist, ia uitați, mai am încă una și aceasta va merge în la giveaway. Ok. Una drăguță de tot, ia uitați cât de frumoasă este, acesta se pune peste o culoare, vă sfătuiesc o culoare deschisă și apoi aplicați această minunăție care se numește, imediat, dacă găsesc undeva, dar nu știu cum se numește, Party Time. Party Time este foarte colorată și aceste mici părticile se pun foarte frumos și se aplică. Ați văzut unghiile făcute cu aceasta. Apoi, mai avem aici un tot așa un gri
se numește Marvel. Pe aceasta a fost, mi se pare că prima, da, deci una va merge, aceasta este mai plină și va merge la giveaway. Bun, mai departe. Trecem la albastru și aceasta foarte mult folosită de mine și se numește, imediat vă spun și cum se numește, Pacific Blue. Uitați că ele se mai lasă așa, cam așa arată culoarea, foarte drăguță. Bun, hai să terminăm cu acestea micuțe, zic eu. Mai am încă una, cred că tot marble. Este, da, tot marble, deci o să pun și la al doilea colet, pentru că nu știu dacă va fi un singur premiu sau două premii, deci o să o pun și pe aceasta. Următorul, un albastru închis către mov și se numește safir. Este aceasta. Un maro foarte frumos, se numește Spell. Un verde foarte drăguț, Enchanté Forest. Este un sclipici verde foarte frumos. Încă un albastru care se numește Deeply. Un verde superb, Rolling Green. Încă un sclipici care se numește, bineînțeles, dacă voi găsi undeva scris, se numește Little Star. Foarte frumos. Bun. Mai departe, tot de acestea micuțe, un maro se numește Agate. Încă un maro care se numește Spell și Spell mai este unul, din punctul meu de vedere, parcă a mai fost un Spell, da, sunt două și unul va merge, o ojă de aceasta va merge la giveaway. Ce mai avem aici? Un mov sidefat foarte frumos. Stai să vedem cum se numește. Truly. Ok. Iarăși un gri care se numește Fairy Lights. Îmi place griul, după cum ați văzut, ceva foarte drăguț care se numește, asta dacă găsesc pe undeva, Silent Night și sunt tot așa particule foarte, foarte drăguțe. Ați văzut-o și pe aceasta la mine, cu ceva deschis și cu aceste particule foarte frumos vine pe unghie. Am un roșu puțin sidev care se numește In Love. E roșu-roșu. Așa. Iarăși am un mov care se numește Truly. Și mi se pare că mai am una Truly. După câte mi-aduc eu aminte. Da, parcă aceasta este tot în Gravity. Nu, văd că nu este Truly. Este un mov deschis foarte frumos. Un mov spre... Are așa un sidef în el. Și în ea, pardon. Așa. Pe urmă, încă un albastru care se numește Deeply. Și mai am Deeply. Da, mai am încă una. Și una va merge la giveaway. Și încă una care se numește Silent Night. Mai am încă una de aceasta care va merge tot așa la giveaway. Bun, trecem la cantitățile mari, la ojele mari. Și am așa, am acest roșu foarte frumos cu sclipici care se numește Charm. Aceasta merge foarte bine pentru Crăciun. Încă un roșu mai închis spre maro care se numește Fairy Tale.
și un maro care se numește, imediat vă spun, déjà vu, holografic. El are așa o culoare, stați un pic, cam așa are culoarea. Apoi, am și varianta, cred că mare, dar asta să vedem pe unde scrie cum se numește aceasta. Că nu văd unde scrie. Silent Night. Deci am și varianta mare, pentru că mi-a plăcut. Am și varianta mare la nu, Pacific Blue, este cu totul altă culoare, un albastru superb. Un verde spre albastru care se numește Hope. Aceasta. Încă un verde care se numește Paris se numește. E puțin mai mat, așa. Apoi, un maro cu sclipici care se numește holograf. Holograf, da. Un sclipici argintiu care se numește Little Star. Acesta mi-a plăcut foarte mult și se aplică foarte bine pe unghie. Deci, vedeți, așa dau eu, un strat de, să zic, un gri deschis, apoi aceasta și pe urmă tăpcăuptu și se vede foarte bine și se păstrează foarte bine pe unghie. Marble, varianta mare. Hope. Deci aceasta mai o am încă una și va merge la giveaway. Aceasta se numește tot Paris, dar nu este aceeași nuanță ca și Paris. Cred că este o gamă de-a lor. E ceva cu sclipici. Un albastru spre mov care se numește Ice. Este superbă. Ați văzut-o și la mine de multe ori pe unghii. Un albastru cu sidef holograf se numește holograf blue. Încă ceva pentru vară care se numește șerap. Tot așa, foarte frumoase. Picățelele acelea. Acestea, Trust Me, mai este și varianta mică. Tot așa, ceva de pus pe deasupra. Aceasta se numește Silver Treat, nu, Silver Dust. Un verde superb, care îmi place foarte mult, Teen Spirit. Încă un albastru care se numește Deeply. Și încă una care se numește Ice. Deci aici se pare că am mai multe dubluri pe care le voi pune la giveaway. Sunt oje bune, vă sfătuiesc să le încercați. Luați de acestea micuțe, ca să nu vă țină mult și să le terminați și este foarte bine. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Ne vedem la următorul clip. Pa, pa!